Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Doamne, tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Cântați, Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre în numele Lui cel Sfânt. Căci mânila, mânia lui ține numai o clipă. Dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când îmi mergea bine, ziceam: Nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta mă asegeașe spre un, mun pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând. Ce vei câștiga dacă îmi veri sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururi, te voi lăuda. Amin. Vă mă rog să ocupați locurile. Frașii și sorori, ne-am obișnuit ca joi să ne uităm în cartea psalmilor. Psalmii nu sunt doar texte motivaționale pentru rugăciune, deși folosim foarte mult cartea psalmilor pentru a ne îndemna la rugăciune, pentru că găsim atâtea și atâtea subiecte care ne ajută să intrăm în prezența Domnului și apoi să ne rugăm. De fapt, și psalmii sunt rugăciuni sau sunt cântări de laudă și scot în evidență o relație cu totul și cu totul deosebită a celor ce au scris cu Dumnezeu și bineînțeles ne regăsim în mesajele acestea ale cărții psalmilor. Dar spuneam, cartea psalmilor nu este, sau psalmii cei 150, nu sunt doar pentru a fi motivați în rugăciune, ci psalmii sunt și, e și cuvântul Domnului pentru a fi studiat, pentru a extrage din cuvântul Domnului învățătură pentru fiecare dintre noi. Am subscris și suscriu la gândurile pe care fratele Petrică le-a avut în ceea ce privește motivații din Psalmul 34 și experiența lui David din Psalmul 34, așa cum experiența lui David din Psalmul 30 poate să fie benefică nouă. Poate că nu vom trece prin situații similare prin care a trecut David. Dar cu siguranță și noi vom avea momentele noastre, situațiile noastre, și atât de important să ne uităm să vedem ce au făcut alții în situații similare, asemănătoare și cum au primit din partea lui Dumnezeu izbăvire. De aceea, ne vom uita în continuare la Psalmul 30. Eu am dat și un titlu: Mânia și îndurarea Domnului și o să explic lucrul acesta. Pentru că atunci poate când ne uităm la mânia Domnului există așa o oarecare teamă, dar ne place îndurarea. Nu ne place mânia, nu ne, dar ne place îndurarea, dar aș vrea să le înțelegem că de fapt ele merg la pachet. Ele merg mână în mână și una și cealaltă și amândouă sunt spre binele nostru. Chiar dacă poate nouă ni se pare că nu sună foarte bine mânia, originalul ar suna chiar furia lui Dumnezeu. Nu prea ne place expresia aceasta pentru că îmbrățișăm mult mai mult în îndurarea, dar o să ajungem și la a încerca cât de cât să descifrăm mesajul pe care vrea să îl transmită David în psalmul 30. Frați și surori, plec în primul rând în abordarea acestui psalm de la contextul pentru care a fost scris. M-am uitat de fapt la două contexte. În final au rezultat trei contexte, da? M-am uitat la două. Primul context este legat de uh, pentru ce a fost scris psalmul acesta și este mențiunea, chiar în uh, subtitlu, este mențiunea, zice un psalm, o cântare pentru sfințirea casei Domnului. Dar, pentru că am înțeles că marea majoritate a psalmilor pe care David a scris și nu numai David, vreți, uh, Cartea Psalmilor este o singură uh, carte. Care are inclus în ea alte cinci cărți. Cartea Psalmilor are un singur autor, și acea autorul cu amare este Dumnezeu, dar în același timp, Dumnezeu folosește cel puțin șapte scriitori, șapte bărbați, pe care îi capacitează prin Duhul Sfânt să scrie totul în conformitate cu adevărul pe care Dumnezeu îl vrea. Noi ne uităm acum la cartea a doua lui Petru și studiem cartea a doua și Petru are acolo un mesaj pe care îl spune la finalul capitolul 1 și spune în felul următor. Oamenii n-au vorbit de la ei, ci fiecare om care a scris, a scris insuflat de Duhul lui Dumnezeu. De aceea aș vrea în momentul în care citim, fie că citim în Vechiul Testament, fie că citim în Noul Testament, dragii mei, să vedem amprenta Duhului Sfânt. Să vedem modul minunat în care Duhul Sfânt i-a călăuzit în cazul acesta, pe David, sau în alte cazuri, alți scriitori să scrie totul în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Ei, pe de o parte, psalmul 30 este un psalm pentru un context anumit, pentru o anumită situație, dar psalmul 30 este și cu un context dat. Nu ni se spune aici uh, care este contextul, dar când vă ne uităm și analizăm cu, cu atenție, descifrăm, identificăm. În relatarea pe care o face David, și contextul prin care a trecut, și ce l-a determinat pe David să scrie cântarea aceasta de laudă. Psalmul acesta de glorificare la adresa lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la contextul pentru care psalmul acesta a fost scris. Spune, încă o dată vă citesc, un psalm, o cântare pentru sfințirea casei Domnului. Făcută de, făcută de David. Frașii și surori, am tot stat, am analizat zilele acestea, știind că am să stau eu înaintea dumneavoastră să văd ce casă a Domnului a sfințit David. Și n-am găsit niciuna. Și am tot stat să analizez și mi-am adus aminte că totuși între David și casa lui Dumnezeu a fost o relație cu totul și cu totul deosebită. Chiar dacă nu găsesc neapărat o casă, un cort, mai ales în vremea lui David, era cortul întâlnirii. Nici nu era templu pe care totuși David a vrut să îl zidească și totuși David anticipa, pentru că și David era profet, era proroc, spune cuvântul Domnului, David anticipa măreția casei lui Dumnezeu. Când am analizat relația lui David cu casa lui Dumnezeu, am găsit în 2 Samuel, în capitolul 6, momentul în care David decide să mute chivotul. Chivotul, acea ladă în care simbolic era prezența lui Dumnezeu. Așezat în locul prea fie că vorbim de uh, cortul întâlnirii, fie că vorbim de templu, locul prea locul prezenței lui Dumnezeu, iar chivotul acela, chivotul mărturiei, se citea aici să ne apropiem de scaunul harului. În istorie, chivotul mărturiei capătă și sensul de scaun al harului. Nu oricine se putea apropia de scaunul harului. De scaunul harului, odată pe an, se apropia marele preot în ziua mare a ispășirii. Ion chipur. Dar în Noul Testament, în conotație nou-testamentară, de scaunul harului, și se citea din Evrei din capitolul 4, de scaunul harului ne putem apropia toți. Chivotul mărturie este pentru toți. Ei, David a avut o relație specială cu Dumnezeu, a dorit foarte mult părtășia cu Dumnezeu și găsesc, așa cum spuneam, în 2 Samuel, capitolul 6, mutarea chivotului. Odată îl mută la obed edom din gat. Și spune Scriptura că Domnul a binecuvântat casa lui Obete Dom din gat, din pricina chivotului care era acolo. În episodul acela e vorba și de Uza și David s-a temut să-l ducă în casa lui. Dar când a văzut binecuvântarea și când a văzut că peste casa lui Obed Edom se revarsă binecuvântare, a zis, duc chivotul la mine acasă. Și David l-a dus chivotul în Ierusalim sau Iebusul biblic de acum 3000 de ani, l-a dus acolo și l-a mutat. Ba mai mult, în 2 Samuel, în capitolul 7, capitolul următor, am găsit dorința lui David de a construi, de a zidi o casă Domnului. Și a început să facă toate demersurile, a adunat material și așa mai departe în ceea ce privește casa, dar procul Nathan a spus că nu el va zidi casa aceasta și cel care va zidi casa va fi cel care va ieși din el și anume Solomon. Dar am mai găsit încă un lucru, tot așa analizând relația lui David cu casa Domnului, pentru care el scrie un salm pe care probabil nu l-a folosit niciodată în sfințirea casei, dar cu siguranță s-a folosit salmul acesta în a sfinți casa lui Dumnezeu. Frați și surori, pentru David, și expresia aceasta am găsit-o des în, în cartea psalmilor, în mod deosebit, pentru David, casa lui Dumnezeu era un sanctuar deosebit, era templu. Și de câteva ori în Scriptură găsesc expresia aceasta pusă una lângă alta. Casa Domnului, templu Domnului. Haideți să vă citesc, uitați-vă vă rog frumos în Psalmul 5 și versetul 7. Psalmul 5 cu 7. Dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta, și mă închin cu frică în templu tău cel sfânt. Psalmul 27, nu de mult a fost prezentat înaintea bisericii, tot într-o seară de joi, Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Iată din nou cum asociază uh, prin darul acesta profetic, casa lui Dumnezeu și templu. Și modul în care aș putea spune că toate aceste versete nu fac nimic altceva, frași și sorori dragii mei, decât să trădeze ceea ce era în inima lui, lui David, în relația lui cu Dumnezeu, manifestată prin casa lui Dumnezeu. Frași și surori, haideți să venim un pic la noi. Cât de mult va locul acesta pentru noi? Să știți că de felul în care văd locul acesta depinde și atitudinea cu care vin înaintea. Domnul într-un loc așa acesta. Dacă locul acesta este cu adevărat casa Domnului și devine Templu, loc al prezenței lui Dumnezeu, voi avea întotdeauna o atitudine de respect, de reverență vis-a-vis -vis de toată lucrarea care se întâmplă aici. Dacă îl voi privi doar ca o casă simplă, doar ca o construcție, ca multele construcții care sunt aici, în Melbourne, voi veni exact așa, ca și la o construcție simplă. David a scos din inima lui adevărul acesta. Pentru mine casa lui Dumnezeu e ceva deosebit. E un loc al prezenței lui Dumnezeu, e templu. Deși n-a văzut David cu ochii lui templu niciodată, templul fiului său Solomon, nici templul lui Zorobabel, cred că va vedea templul acela al treilea care se va face atunci când va fi mileniu. Dar, cel puțin la ceea ce noi ne referim deocamdată, David nu a văzut și totuși pentru el casa Domnului era templu. Cam acesta este contextul pentru care a fost scris psalmul 30. Dar acum așa să ne uităm la contextul în care a fost scris salmul 30. frați și sorori, salmul acesta este în primul și în primul rând un salm de laudă la adresa lui Dumnezeu și vă rog uitați-vă cu atenție, salm de laudă la adresa lui Dumnezeu în urma unei experiențe. Pentru că dacă Dumnezeu ceva așteaptă de la noi, așteaptă ca în urma experiențelor pe care le-am avut cu El... Mai multe sau mai puține, fiecare dintre noi, la nivelul nostru, cei tineri au experiențele lor. Noi, cei care suntem la o vârstă, avem alte experiențe. Dumneavoastră, cei care sunteți mai în vârstă decât mine, cel care stau înaintea dumneavoastră, aveți alte experiențe, mult mai multe. Nu se suprapun experiențele mele cu ale dumneavoastră. Spun de multe ori și familiilor pe care, cu care stau de vorbă și le pregătim pentru căsătorie. E bine să ne uităm la o familie și la alta, dar nu seamănă două familii. Experiența unei familii nu poate fi experiența ta. Prin ceea ce trece o familie, nu va trece sau poate n-a trecut familia ta. Așa mai departe. Dar toți avem experiență într-un fel sau altul cu Dumnezeu. Ei, ceea ce așteaptă Dumnezeu în urma unei experiențe pe care am avut-o cu El este să știm să dezvoltăm o atitudine corectă. Salmul 50, versetul 15, spune în felul următor, Chiamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi. Știți ce înseamnă izbăvirea în contextul mesajului pe care îl aduc înaintea noastră experiență cu Dumnezeu? Chiamă-mă în ziua necazului și vei avea o experiență cu mine. Ori, dar experiența aceasta te obligă, te determină. Chiamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Este o obligație care rezultă, cred că un om care n-are cu ce să laude pe Dumnezeu, nu că nu are experiențe cu Dumnezeu, nu apreciază experiențele cu Dumnezeu. Vă rog, rețineți. Un om care nu are atitudine de proslăvire, de glorificare, de laudă la adresa lui Dumnezeu, nu este un om care nu are experiențe cu Dumnezeu. Este un om care nu știe să aprecieze experiențele cu Dumnezeu. Nu știe să vadă mâna lui Dumnezeu în mijlocul încercării, în problemele prin care, prin care a trecut. De aceea, Salmul 30 ne spune în primul și în primul rând că este o laudă la adresa lui Dumnezeu în urma unei experiențe. Te înalți, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe și mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Experiența pe care David a avut-o cu Dumnezeu este descrisă în versetul 3. Versetul 3, salmul 30. Doamne, mi-ai ridicat sufletul din locuința morților, tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Acum fac aici o paranteză și vă întreb, credeți că a fost puțin lucru locul din care David a fost izbăvit și uh, a experimentat pe Dumnezeu? Vă rog, uitați-vă cu atenție, zice... Mi-a ridicat sufletul din locuința morților, șeol, asta e cuvântul original, mi-a mai, ridicat din șeol, da? Ba mai mult zice, m a adus la viață, adică mi-ai redat existența, David încă fizic nu murise, mi-ai redat existența, zice, din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Am tot stat și aici vine să știți contextul în care a fost scris. Contextul pentru care a fost scris e legat de sfințirea casei. Contextul în care a fost scris este experiența pe care David a avut-o. Frați și surori, noi cunoaștem viața lui David destul de bine. Probabil cei care ați mers la Sunday School de copii, ați studiat viața lui David, sunt multe lucruri pe care le extragem din viața acestui om care a avut o relație deosebită cu Dumnezeu. David n-a fost un om perfect, dar David a fost un om care a știut să-l proslăvească pe Dumnezeu și să aibă o relație specială cu Dumnezeu. Nu știu dacă ar fi acum să vă gândiți, oare care credeți că a fost una din cele mai mari experiențe pe, sau cele mai Grele experiențe, deosebit de grele încercări prin care David la un moment dat a trecut. Și acum bineînțeles că ne-am putea, eu știu, gândi la multele. Poate cel mai mult ne-am gândit la uh, disputa dintre el și Saul și n-a fost ușor, cu siguranță. și să vă vreau să vă spun că analizând situația, uitându-mă la context, am ajuns la concluzia că una din cele mai mari încercări și ceea ce cred că a generat și Salmul 30 a fost momentul în care David a făcut numărătoarea poporului. Momentul în care David a făcut un recensământ. Uitați-vă, vă rog frumos, în două texte paralele care prezintă lucrul acesta: 2 Samuel, capitolul 24, și 1 Cronici, capitolul 21. N-am să intru în toate detaliile, pentru că sunt multe versete biblice și nu aș vrea să le să abuzez prin, prin citirea multor versete, ci ideea pe care vreau să o extrag înaintea dumneavoastră. Uitați-vă și vedeți exact acolo ce s-a întâmplat în situația, în situația respectivă. Spune în felul următor, versetul 6 și versetul 7, tot din psalmul 30. Spune așa, când îmi mergea bine, ziceam, David a ajuns la o situație de confort deosebită. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Înseamnă că avea ceva pe ce să rează, mă. Avea ceva pe care se sprijinea. Nu mă voi clătina niciodată. Versetul 7. Doamne, prin bunăvoința ta m-a spre un munte înalt. Adică stăteam într-un loc foarte sigur, impenetrabil într-un fel, da? mă pe o munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Frașii și surori, când m-am gândit la aspectul acesta legat de recensământ, de numărătoarea poporului, să știți că David n-a făcut un recensământ să vadă cât sunt penticostali, cât sunt baptiști, cât sunt ortodoxi, cât sunt, să vadă uh, cât sunt cu el, cât sunt împotriva lui, nu la asta se referea. Dacă vă veți uita cu atenție, veți vedea că în raportul pe care Ioab îl aduce la David, este un raport legat de forța militară a lui Israel din vremea aceea. David, ca orice om, pentru că spuneam, David n-a fost perfect, David a avut și el minusul de lui. La un moment dat, da? La un moment dat, a vrut să vadă care este puterea militară pe care Israelul din vremea lui o are. Știți cât soldați avea, fără să numere absolut tot, la un moment dat avea armată în vremea lui David, un milion de mii de soldați. Vă rog, rețineți! Un milion o de mii erau doar în Israel, cele zece seminții. Iar în teritoriile pe care el le avea în Iuda, erau alte 400 de mii de soldați. Un milion jumătate de oameni care puteau să scoată, ei asta e armată. În vremea aceea era o forță militară cu totul și cu totul deosebită. David era pe un munte înalt, David stătea bine. În momentul acela spune Scriptura că în momentul în care David a făcut numărătoarea aceasta, în momentul în care uh, s-a uitat și a văzut cât de bine stă, ascultați-vă rog frumos ce spune uh, versetul 10. 2 Samuel 24 cu 10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului. Dintr-o dată, mă duc și în textul din 1 Cronici, uitați-vă, vă rog frumos, 1 Cronici, capitolul 21, versetul 8. Și David a zis lui Dumnezeu, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Dintr-o dată David trece de la starea aceea de liniște, de la starea aceea de confort, trece la o stare de neliniște, la o stare de tulburare. Experiența lui David a fost aceasta. La un moment dat, în aroganța lui, pot să folosesc termenul acesta, în mândria care a avut-o, l-a făcut să acționeze. Știți că el spune la un moment dat că am lucrat ca un nebun? L-a făcut să lucreze ca un nebun. Ei, în contextul acesta, el începe să se roage. Pentru că unul din lucrurile pe care le-am învățat uitându-mă la salmul 30, este că Dumnezeu așteaptă în urma intervențiilor să fie onorat, să fie lăudat, iar atunci când trecem printr-o experiență, soluția lui Dumnezeu nu-i lamentarea, ci soluția lui Dumnezeu e rugăciunea. Cel mai ușor, frașii și soror, dragii mei, cel mai ușor este ca în momentul în care trecem printr-o situație criză, un moment delicat, este să ne lamentăm, să ne plângem, să găsim vinovați. Am ajuns aici datorită și arătăm cu degetul. Interesant că nu ne vedem pe noi vinovați, ci vedem pe alții care au generat, probabil, gândim noi, nu. Soluția lui Dumnezeu pe care ne-o dă și în Psalmul 30. Este aceasta, în mijlocul încercărilor, în situațiile în care ajungi. Cel mai important este să știi că ai soluție la Dumnezeu. Dumnezeu este răspunsul la toate problemele pe care, la un moment dat, le-am putea avea. Pe de o parte, Psalmul 30 îmi vorbește despre experiența lui David. Pe de altă parte, salmul 30 mi-arată că David a știut să se roage înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați-vă frumos versetul 8, 9 și 10, e rugăciunea pe care David o face. Eu am găsit în rugăciunea aceasta o rugăciune a disperării, o rugăciune stringentă, urgentă. Ascultați-vă Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi veri sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută-mă! Și Dumnezeu a intervenit în situația aceasta, te înalzi, Doamne, m ridicat, n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure, am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Și aici nu este vorba de vindecare fizică. Pentru că psalmii fiind cu un mesaj spiritual este vorba de vindecare sufletească. E nevoie de vindecare sufletească. Vreau să vă citesc din 2 Samuel, din capitolul 24, versetul 10. 2 Samuel, 24 cu 10. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a zis Domnului: Am săvârșit un mare păcat făcând locul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegiuirea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Haideți să vă citesc și din 1 Cronici, din capitolul 21, versetul 8. Și David a zis lui Dumnezeu, s-a rugat, am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta, acum iartă fără de legea robului tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. Experiența lui David, rugăciunea lui David și constatarea lui David. Frați și surori, în versetul 5, care a și inspirat să zic așa titlul, el spune în felul următor. Mânia lui ține numai o clipă, rog rețineți. Sunt multe expresii metaforice, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața vine veselia. Frașii și dragii mei, în urma experiențelor cu Dumnezeu, vom ajunge să-l cunoaștem tot mai bine pe Dumnezeu și să avem imaginea clară despre el. Experiențele cu Dumnezeu nu sunt numai motivatoare la a lăuda pe Dumnezeu, ci experiențele cu Dumnezeu au menirea să ne determine să-l cunoaștem tot mai bine, așa cum vrea Dumnezeu să fie cunoscut. Vreau să vă dau aici un exemplu și să vă aduc aminte de Iov. Iarăși un om încercat, un om care a avut o experiență cu totul și cu totul deosebită în relația lui cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, capitolul 1, capitolul 2, nici nu mai zăbovesc asupra lor. Dar ajungem la capitolul 42. Iov era un om cu care chiar Dumnezeu s-a lăudat. Iov era un om care îl cunoștea pe Dumnezeu. Dar cunoașterea nu era una completă. Toată experiența aceea, începând din capitolul 2. Capitolul 1, că de la Capitolul 1 începe, până la Capitolul 41, pentru că 42 e concluzia la, la, la toată experiența lui Iov, toată această, tot, tot prin tot ce a trecut Iov, de la 1 până la 41, e experiența lui. Inclusiv cuvântările celor trei care au venit și care au stat și au vorbit cu el, inclusiv sunt experiențe pe care Iov le are cu Dumnezeu. Și ascultați, vă rog frumos, Iov 42, versetul 1. Iov a răspuns Domnului și a zis. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Versetul 5. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum, în urma experienței, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Pentru că experiențele pe care eu le am cu Dumnezeu au menirea aceasta să mi-l creioneze, să mi-l contureze, să mi-l descopere, frații dragii mei, pe Dumnezeu tot mai bine, așa cum vrea el să fie cunoscut. Ei, David ajunge la o concluzie. Îl vede pe Dumnezeu, dar înțelege că ceea ce s-a întâmplat, pe de o parte, e mânia lui Dumnezeu, dar pe de altă parte este și îndurarea lui Dumnezeu. Se poate îngemăna mânia cu îndurarea? Nu știu, v-ați gândit vreodată, m-am gândit la crucea Domnului Isus Hristos, nu știu dacă ați gândit în felul acesta, în, în uh, crucea Domnului Isus Hristos, în jertfa aceea, pe de-o parte, e dreptatea și dragostea lui Dumnezeu împreună. Merg mână-mână. La Dumnezeu lucrurile acestea se întrepătrund. Nu întotdeauna, da? Nu întotdeauna și mai ales la noi. Lucrurile nu merg în felul acesta. Când îi mânie, e îi mânie sau îndurare, îndurare. Nu există. Ei, când e vorba de Dumnezeu, atributele acestea, calitățile acestea ies într-un mod pregnant în evidență. Uitați-vă, vă rog frumos, aici, în, în cuvântul acesta, pe care David ajunge la concluzia aceasta. Spune în felul următor: mânia lui ține numai o clipă, îndurarea lui ține toată, toată viața. Frați și sorori, dragii mei, vreau să știm că Dumnezeu, chiar dacă poate. Eu știu, doctrina aceasta sau învățătura aceasta vis-a-vis -vis de mânia lui Dumnezeu, parcă nu mai se regăsește astăzi în teologia modernă. Vorbim tot timpul de un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu care nu mă primește, un Dumnezeu care nu mai iartă, un Dumnezeu care ține în brațe, un Dumnezeu care te mângâie pe crește, indiferent ce faci, te pupă pe frunte orice ai face și așa mai departe. Și încet, încet, mesajul Evangheliei, mesajul curat, mesajul adevărat al Cuvântului Dumnezeu a fost tot mai mult distorsionat în teologia modernă, în teologia contemporană, uitând, de fapt, să-l prezintă pe Dumnezeu în toată plenitudinea lui. Da, Dumnezeu este și are tot dreptul să aibă mânie și, în același timp, Dumnezeu este cel care se și îndură. Dar nu pot să mă uit numai la îndurarea lui Dumnezeu pentru că mie asta îmi place. Și atunci, eu știu, luând îndurarea lui Dumnezeu, îmi trăiesc viața cum vreau și fac ce vreau. Nu, trebuie să înțeleg că există și o mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu întotdeauna este justificată, să știți. puneți vă rog frumos, Romani 1 cu 18. Romani 1 cu 18 prezintă starea de decădere a întregii omeniri. Mânia lui Dumnezeu și aici iarăși este termenul de furie. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușă adevărul în nelegiuirea lor. Da? Unde e nelegiuire e furie. Indiferent că ne place sau nu ne place. Unde e nelegiuire, acolo vine mânia lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu vine și avem N exemple pe paginile Sfintelor Scriptori și nu numai pe paginile Sfintelor Scriptori. Putem să luăm, dacă vreți, și din, din istorie și în contemporaneitate să ne uităm și să vedem toate lucrurile acestea. Mânia lui Dumnezeu, fraților, este o mânie justificată. Mânia lui Dumnezeu este o mânie care ne cheamă la respect și reverență. Uitați-vă la psalmul 90, cu versetul 11. Spune, dar cine ia seama la tăria mâniei tale? Adică nu e numai mânie. Îi și o tărie a mâniei lui Dumnezeu. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta? Așa cum se cuvine, așa cum se cade, așa cum trebuie. De ce? Ca să se teamă de tine. Fac aici o paranteză, sper să o închei repede. Mergeam la un examen la București eram împreună cu soția unui frate pastor. Mergeam, și ea mergea la minister, eu mergeam la... Și am mers împreună cu trenul spre, spre București. Și m-a întrebat, zice frate Gabi, ce predic a ultima dată? Nu erau YouTube atunci, nu era să ne urmărim predicile. Ce predicați? Zic că am predicat despre mânia lui Dumnezeu. Vă a la mine. Cum, Cum să predicați de mânia lui Dumnezeu? Păi trebuie să-L scoateți în evidență pe Dumnezeu, ca Dumnezeu al dragostei. Și am spus, da, am vorbit și de dragostea lui Dumnezeu, am vorbit și de îndurarea lui Dumnezeu. Dar am punctat că Dumnezeu este acela care are șomânie, șorgie, și aceasta cu un scop, iarăși pedagogic, constructiv. Ca să se teamă de tine. Ca să aibă respect și să aibă reverență. Frașii și surori, nu ne tragem, permiteți-mi expresia aceasta, noi nu ne tragem deși drepturi cu Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu e Dumnezeu. Și spun și în seara aceasta, binecuvântat să fie numele Lui. Pe de o parte, mânia lui Dumnezeu, frașii și surori, și mânia lui Dumnezeu este limitată, spune aici versetul 5, ține o. Lipă. Raportat la îndurare, îndurarea lui Dumnezeu înseamnă bunăvoință, favoare, har, bunătate, toate acestea sunt sinonime legate de îndurarea lui Dumnezeu. Dar îmi place atât de mult modul în care ajunge David în urma experienței să-l cunoască pe Dumnezeu. Un Dumnezeu care are dreptul să se mânie, dar mânia lui este întotdeauna limitată, dar un Dumnezeu care împletește în mânia aceea și îndurarea lui. Când a venit, gat văzătorul. Și a spus soluția lui Dumnezeu, i-a spus ai greșit înaintea lui Dumnezeu, prin numărătoarea poporului. Dumnezeu e acela care spune trei alegeri înainte. Alege una din trei. Știți ce zice David? Spune, din cele trei care mi le-ai pus înainte, cel mai bine este să cad în mâna, în mâna Domnului. Că dacă cad în mâna oamenilor, păzească-mă Dumnezeu. Dar dacă cad în mâna Domnului, Zice, îndurarea lui nare are limită. Și-a știut și l-a cunoscut pe Dumnezeu în felul acesta. Da, avea tot dreptul Dumnezeu să aibă și o, muri, o mânia lui și o a lui, dar în mânia aceea există întotdeauna îndurare, frați și sorori. Asta este imaginea pe care vreau să o scot în evidență în această seară înaintea noastră. Un Dumnezeu care are dreptul să se mânie, e dreptul lui, dar în același timp, Dumnezeu este acela care îndurarea Lui ține veșnic. Și închei, mă apropii de încheiere, fratele Petrică va prezenta după aceea cazurile și apoi ne vom ruga special și vom încheia timpul nostru de părtășie, dar m-am uitat în Scriptură și să știți că Duhul lui Dumnezeu a călăuzit câțiva scritori, eu mă feresc să spun autori, pentru că autorul Scripturii este unul singur, Dumnezeu. Scritorii sunt mai mulți, aproximativ 40. Dar m-am uitat aici în Scriptură și am identificat un lucru foarte interesant. Întotdeauna partea aceea care zicem noi mai negativă, mai neplăcută, întotdeauna este prezentată ca fiind foarte limitată. Și întotdeauna când e vorba de ceva ce ne place, har, binecuvântare, bunătate, pe care Dumnezeu și o reversă, întotdeauna perioada este mult, mult mai lungă. Exact ca și în contextul acesta. Mânia, o clipă, îndurarea e veșnică. Haideți să vă dau doar câteva pasaje. Isaia 54, versetul 7 și versetul 8. Isaia 54, cu 7. Câteva clipe te părăsisem, clipe, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Versetul 8. Într-o izbucnire de mânie îmi ascunsesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste, vă rog citiți ce timp de dragoste? Veșnică, frașii și sorori. Mânia o clipă, îndurarea e veșnică. Haideți să mai citesc încă un pasaj care iar știu că le place. E citat și de Domnul Iisus Hristos în sinagoga din Nazaret, Isaia 61. Domnul Iisus Hristos a venit, dar Isaia 61 spune în felul următor. Isaia 61 cu 2. Să vestesc un an de îndurare al Domnului, dar în același timp vestesc și o zi de răzbunarea Domnului ține o zi, scurtă, iar îndurarea Domnului ține un an. La evrei anul are 360 de zile, la noi merge pe 366, 365. Dar oricum am vrea să interpretăm, răzbunarea Domnului, judecata Domnului e întotdeauna scurtă, raportat la dragostea și mila pe care el o are. Și un ultim verset, 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17 și 18, 2 Corinteni 4. Asta ca să vedeți că și Noul Testament abordează clipa și veșnicia. Căci în tristările noastre ușoare, auziți vă rog frumos, și ușoare și de o clipă. Nu ni se par atât de grele și atât de lungi. Dumnezeu zice că sunt ușoare, pentru că Dumnezeu are un alt sistem de valori, de raportare. În tristările noastre ușoare de o clipă, pentru noi, da, lucrează pentru noi, tot mai mult o greutate, ce tip de greutate? Veșnică. Și apoi versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, o clipă, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Măriți să fie numele Domnului. Experiența lui David, rugăciunea lui David, și concluzia lui David. Și concluzia lui David trebuie să fie și concluzia noastră, frați și sorori. Și anume că Dumnezeul nostru are dreptul să fie și mânios, dar în același timp se îndură cu veșnică.